Dacă drumul de acces ar fi fost modernizat, cu siguranță numărul turiștilor ar fi fost mai mare, pentru că mini-vacanța de 1 mai i-a scos pe mulți dintre hunedoreni și nu numai din case, iar parte dintre ei au ales să își cunoască mai bine trecutul. Astfel că aproape 2500 de vizitatori au ales să urce în munții Orăștiei la Sarmisegetuza Regia, monument UNESCO, și au fost cei mai câștigați. Aici istoria a mers mână în mână cu tehnologia, căci vizitatorii au avut parte de reconstituiri 3D ale zonei sacre și templelor. Au fost prezentate replici ale artefactelor descoperite de-a lungul timpului în urma cercetărilor arheologice, iar cu ajutorul aplicației de realitate augmentată, cei mai interesați au aflat multe detalii despre acestea. A fost o mini-vacanță cu totul specială. Cam toate obiectivele turistice s-au pregătit intens pentru această perioadă, deci a fost un fel de deschidere de sezon în care au fost mai multe activități și aici, da, într-adevăr, a specificat bine evenimentul de la Sarmisegetuza de 1 mai, unde specialiști din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca au făcut câteva prezentări și au arătat celor care au vizitat Sarmisegetuza cum erau mai de mult acestea, cum era cetatea, cum erau artefactele, ce s-a descoperit acolo. De fapt, este vorba despre realitatea augmentată, este vorba despre simulări tridimensionale cu acei ochelari tridimensionali atât de cunoscuți în aceste momente. A fost aproape 2500 de vizitatori în această mini-vacanță. Este o cifră importantă, este mai bine decât anul trecut. Comparativ cu anul trecut, avem până în această perioadă cu 2500 de vizitatori mai mult. Următorul eveniment va fi pe 1 iunie, când și pentru copii, pentru cei mici, vom face un astfel de eveniment și vom încerca să fim prezenți în mod constant în tot în această lună. Vom avea expoziții la galeriile Mall, intrare de la Cinema City, unde vom prezenta de asemenea Sarmisegetuza Regia.